ai produs neidentificat filmul lui Bogdana Petri, coleg cu tine la Columbia, pe un scenariu pe care îl cumpărasei tu de la Iulian Postelnicu. Uh-huh. Știu că ai în lucru un film de lungmetraj pe care îl faci cu Valeriu Andriuță. Cum îți alegi filmele pe care le produci? În primul rând mă străduiesc să lucrez cu oameni alături de care mă bucur să fiu. Oameni care împărtășesc aceleași valori cu mine. Deși poate nu e formula de recomandat pentru o casă de producție, pentru mine asta e foarte important. Asta nu înseamnă că nu mă gândesc să lucrez cu oameni pe care nu-i cunosc și cu oameni pe care, care nu-mi sunt tovarăși sau prieteni, așa cum mi-e Bogdan sau Valeriu. Pentru mine, meseria asta de producător e din două perspective. Odată vreau să mă bucur atunci când lucrez și în al doilea rând vreau să spun povești ca producător, povești care au greutate, au o semnificație. Partea pecuniară nu e primară, secundară, terțiară. Firește că nu mă deranjează. Nu în formula asta aleg proiectele. Eu nu știu un film românesc din zona pe care o discutăm acum, film de festival, film de artă, care să facă bani. Nu știu o casă de producție care trăiește, o casă importantă și solidă de producție, care trăiește din film românesc. Ori casa mea de producție e o casă mică și nu se străduiește să facă film pentru bani.